fi de vorbit subiect nou, interesant. Practic ar fi așa, o domnișoară sau un domnișor, un domn, o doamnă, care au o relație aparte, la început de prietenie, pe care de lungă durată. La ei, de lungă durată, nu prea exista, așa că nu prea au știut cum să se comporte în societate. Așa că la început, când s-au prezentat familiei, au prezentat ceva de genul, mai prin spatele ușii, vă prezint doamna, domnișorul, domnul sau domnișoara, pe care începe viața mai departe. Și mai departe, de familie, într-un final, într-o zi ajuns să despartă. Ori pe aici, cum au intrat prin față, a ieșit prin dos. Eu cred că a ieșit prin față. A intrat prin dos, adică vă prezint pe cineva, corect? După care, pentru că au cerut să despartă, a ieșit ceva mai aparte. Ieșirea prin față. Întotdeauna trebuie să ieși prin față. Că prin spate nu prea poți, pentru că printre noi schimbă prefixul numărului. Și, uite așa, ajungi la un nou alt dezinor. Pentru că la început puful a fost puf, pe care a găsit un motiv de față.